După ce au petrecut o noapte în arestul IPJ, cei doi foști directori au scăpat de detenție, acuzați că ar fi prejudiciat CEO acceptând decontarea mesei fotbaliștilor de la Minerul Motru în baza contractului încheiat pentru masa caldă a minerilor. Cei doi inculpați au primit vestea bună din partea procurorilor și au scăpat de măsura arestului preventiv. Sentința nu este definitivă. În următoarele zile, urmând să fie judecat recursul procurorilor la Curtea de Apel Craiova. În același timp, potrivit unor surse, ancheta se va extinde și în cazul jucătorilor de la Pandurii, care în anii trecuți luau masa la cantina SNLO.